Dacă vreți să vă bag diamante cu Passive Card în Free Fire, aveți prețurile pe ecran, diamantele intră instant pe cont și mă găsiți pe Instagram, aveți link în descriere. Salutare tuturor și bine am reușit la o nouă spargere de diamante de pe canal. Am pregătit aici frumos 7830 de diamante și hai să trecem la videoclip, dar înainte să începem, mare like acolo ca de obicei, follow pe Instagram la Alex.15, aveți link în descriere. Și pe TikTok, iar eventual puteți să vă alăturați și membrilor canalului, da, pentru a juca cu mine Free Fire. Cam asta a fost treaba și cu introducerea. Hai să trecem la videoclip. Încă o dată avem multe almazuri de spart și hai să vedem aici, da, la ce respange. Prima dată vreau să vedem la Evogan și da, am băgat ceva diamante, bine, nu sunt chiar multe, dar oricum când se bagă criminalul verde, cred că era, nu? Da, verde. O să mai bag 11.600 și atunci o să fie mare nebunie, da? Acum mai ceva așa de test, dacă vă place, fiindcă tot vă vedeam acolo în comentarii, bă, cum spargi 700 de diamante, cum spargi 4.000, ce înseamnă asta? Și da, aici frumos Cobra 434, da, cred că o să facem Cobra de 7. Dar înainte de asta vreau să vedem la chestiuța asta ce cutii și ce creituri mai avem, da? Ce prize-uri putem să mai cumpărăm și chestii din astea. Bun, 180, avem 55% reducere, deci trebuie să cumpărăm ceva ieftinuț. Am caracterul ăsta? Xaine? Hai să vedem aici. Nu la frate, deci îl luăm, da? Îl luăm aici, deci cumpărăm pe ăsta. Bun, acum o să-mi dea 60% reducere. Sau 50. Ok. Mai dăm un refresh. Deci hai să vedem ce rând de la refresh-ul ăsta. 199 de almazuri. Green Flame Draco 199, 250. Bă, cumpărăm ăsta cu 199. Fiți atent aici, creier, da? Bun, dăm aici free și o să împiece 60, da? Și acum am luat ăsta cu 200 de almazuri. Bun, luăm pe Green Flame Draco, da? Perfect, s-au dus niște almazuri. Am deschis aici și hai să luăm 75% reducere, să dăm aici roll price. Deci costumașul ăsta cred că l-am. Bă, dar mai vreau, frate, m-am săturat de Megalodon, da? Și costum pe fată nu vreau să-l iau. Da. Deci hai să vedem ce costum luăm. Luăm ăsta pe băiat sau ăsta pe fată? Evident că alegem băiatul, da, 224 de diamante. Și nu mai scrieți în comentarii, nu sunt moldovean, nu mai ce un open. Fac doar, am văzut pe seama asta, da, cu almazurile. Deci nu sunt moldovean, mă băieții, 80% reducere, bun. Și nu mai scrieți acolo, da, spun almazuri doar așa, din fiindcă m-am obișnuit. Costumul ăsta nu l-am? Să mor tu că nu l-am. Bă, ce ciudat, bun, doar chestiile astea pe care le aveam aici, da, le mai am. Ăsta ar fi drăguț să-l iau, dar nu prea mă joc eu cu fată. Așa că hai să mai dăm un refresh până găsim costumul ăla, da? Ăsta l-am, bă, vere. De ce mi-apare aici? Sunt mort eu, n-am Surf Rider-ul. Am doar pieptul, ok. Am doar pieptul și părul ăla, Surf Rider, am înțeles. Dar nu trebuie pantaloni, fiindcă nu joc eu cu pantaloni la Surf Rider. Bun, vreau să-mi dea ăla, mă, vere. Vreau să-mi dea costumul ăla pe băiat. Da, unid. Ha, mă, vere, dăm costumul ăla pe băiat. Sunt mort eu că nu mi-l dai, mai dau o dată, că nu aia e. Da, uite că mi l-a dat, bun, 299 de almazuri, mă băieții. Hai să dăm frumos aici claim, open și aveam topul, știu, bun. Hai să mai dăm aici, să dăm, poate îmi dă un diamant. Ok, ăsta e 70% reducere. Cam asta a fost treaba și cu evenimentul. Știu că am luat ceva pe ăsta. Da, 57 din 400 și hai să vedem la Cobra 434 din 600, că după uit. Deci după uite de Cobra și nu o să o fac, da? Deci dacă uit, cu siguranță nu o să o fac. Hai să dăm aici la items, bun, și să luăm direct sau să luăm cutii, nu? Deci hai să vedem aici crates și aici ar trebui să fie pe Cobra, nu? Da, uite, avem aici frumos predatorii Cobra. Hai să cumpărăm. Hai să cumpărăm aici 10 și dăm la 450 de almazuri, dacă suntem pe plus sau pe minus. Aici suntem pe minus și aici suntem pe plus. Și aici mi-a dat 10, bine, mă. Bun, mai dăm încă o dată încă 10 și 450 de almazuri din nou. Dăm open, suntem pe 0, cred, așa, și 4. Bun, hai să dăm câte nu mai trebuiesc pe Cobra.
544 din 600. Mai trebuie 600 de almazuri, cam așa. Deci hai să vedem aici frumos, creituri, mai cumpărăm încă o dată, că de ce nu, m-am săturat și eu să-i văd pe toți parpandei ăștia cu cobra de level, cu virulă cobra de level 7 și eu să nu am, deci vă dați voi seama. Hai să vedem, mai trebuie, da, mai trebuie, cred că 100-200, mai trebuie unul. Bun, ne mai trebuie un din ăsta, da? Deci hai să cumpărăm aici frumos și... Am făcut cobra de level 7, om, băieții, dăm aici frumos predatorii cobra. Bă, a fost ceva, nu știu, până să fac de 7, undeva la 4-5 milioane, dar e ok. Dăm aici frumos upgrade, am luat și noi emote-ul ăsta și avem new look-ul, avem emote-ul, deci normal emote-ul full ok și cam asta a fost treaba. Bună, băieții, mare like pentru asta acolo, hai să mai vedem ce urmează să facem, deci... Avem acau. Bă, nu știu ce să zic. Cred că o să-l fac atunci când bag 11.000 de diamante, adică când se bagă criminalul verde, da? Fiindcă vreau să am și emote-ul pe acá. Și la ăsta, bă, mai e mult de muncă, da? Bun, la fel și la shotgun. Băi, ok, hai să dăm frumos la collection, să echipăm și noi emote-ul, da? Deci avem aici ăsta. Mamă, cât de blanau. Hai să-l punem în loc de buia. Și... Ia uitați-vă, mă, băieții, ce ziceți. Bă. Bă, vere. Am, sunt mort, am încurcat de emote-urile. Scuze. Bun, ăsta e, da? Ăsta e emote-ups. Mamă, cât de blanau, e vere, de când așteptam. Bă, e blanau rău. Bun. Și avem și noi cobra de level 7. Sper că v-a plăcut până aici. Nu vă temeți, nu încheie episodul, dar hai să trecem la Lucky Royale, fiindcă avem... Avem costumul ăsta nou, care pare destul interesant. Bă, mi-ar plăcea papucii. Papucii au efectul ăsta să fie făinuți și chiar ar fi ok și porul nu-i urât. Și chestia asta, da? Mamă, vezi costumul ăsta pe fata la Diamond Royal, deci hai să... Shani și ăsta, da? Fiți atenți aici cum îl iau din nou diamante. Dăm aici frumos și... Bă, era să-l iau, dăm aici nou open. Bun. Hai să mai dăm, frate, vreau să iau măcar pe costumul pe fată sau ăsta pe băiat. Deci mai dăm aici ceva almazuri, da? Mamă, ce prost s-a dat clip din greșeală. Și acum trebuie să pice ceva neapărat. Bă, dar nu vreau să mor tu, dă 99. Hai, vere. Ăsta e pe... Frate, bă, ce ghinionistul e fade-ul ăsta, bun. Hai să mai vedem aici Flaming Fist, deci am ăsta. Mai dăm 79 de almazuri în prostie. Vă că nu mi-a dat o piatră din aia. Să mor tu că nu-mi dai. Mi-a dat, bun. Am colectat și noi ăsta. Pe care, da, eram sigur că l-aveam. Deci eram sigur. Hai să mai zicem frumos claim. Perfect. Avem toate chestiile astea. Dăm aici frumos. Mi-a dat ghios de nelu. Mai dăm un spinuleț, că de ce nu. Ca să mai luăm încă unul gratis. Ca așa să românii. Și am să auzeam. Bă, nu vrea să-mi dea blueprint-ul ăsta. Gold Royale, Weapon Royale, incubatorul, by the way, incubatorul, avem 3 blueprint-uri și o chestiuță din asta. Bă, aș vrea să le iau pe ăsta, vere. Ăsta e blanau, e verde, e pana mea, dar nu știu ce să fac. Deci, da, oricum, dacă le iau, nu o să mă joc cu el. Dar, îi dăm aici un exchange, da? De ce nu? Am avut și top-up. Cu blueprint, îi dăm aici un exchange, oricum nu o să-l porc niciodată, nu o să mă joc el, dar am luat și incubatorul. Bun, hai să trecem frumos la megalodonul ăsta, la, hai că e megalodonul, că e la XM8. Se dăm și noi aici frumos spinulețe, da, că de ce nu? Și, da, vreau să pice, mi-a dat ăsta, mai dăm 299. Bă, nu a vrut. Trecem aici cu 199. Bă, dar nu vrea să pice, să mor tu. Să mor tu că nu vrei să pici. Mai dăm 299. Bine, mă, a dat ăsta pe fată. Mamă, bu. Bun. Dăm open. Și vreau să mai văd la store ce mai avem aici, da? Deci avem costumul ăsta de unde? Hai să dăm un 8-10 aici, da? Hai la chestia asta cu trouă. Băi, hai să dăm 99 de almazuri. De ce nu? Hai,
Mi-a picat costumul. Hai că mi-a picat costumul dacă e bun. Și trecem din nou la Axum 8. De ce nu? Avem 3700 diamante. Poate rămâne să dăm și noi un gift la 400. Bă, ce prostuș! Frate, să mor eu. Acum nu știu. Hai să dăm 599. Bă, să mor eu, am crezut că e 299, deci n-am văzut. Am luat și noi Destiny Guardian ăsta. Frumos. Hai să vedem cum arată. Dăm open. Deci ăsta este skin-ul pe XM8, 1 damage și 1 rate of fire la momentul de față. Bă, mulți mi-au zis să nu-l iau, dar știți voi că na, sunt YouTuber și trebuie să am toate chestiile astea. Deci aici dăm aici frumos un open și hai că open, dacă dăm la weapons, dăm aici la armory, dăm la rifle, nu? Aici, nu? Da, dăm la XM8 și dăm un show lobby, bun. Iar acum hai să cumpărăm și noi frumos niște chestiuțe din astea să îl facem, da? Deci dăm direct aici frumos 450 de almazuri, dăm un open și hai să-l facem și noi mai măricel, da? Să dăm upgrade la XM8 ăsta. 79 din 30, l-am făcut la level 2, cred, da? Mai putem să facem nou, deci mai trebuie să cumpărăm, dar vreau să mă interesez level 4, scade chestia asta, deci o să-mi trebuiască 60-100 și ceva. Sau chiar 200, nu mai țin minte, fiindcă n-am mai upgradat o armă la level 4 de foarte mult timp. Dar, hai mă vedem unde sunt toate astea. Bun, dăm aici frumos 10, dăm 450 și hai să vedem câte ne mai trebuiesc. Bun, am rămas cu 1700 de gemuri. Dăm un upgrade. Da, asta unul din 60, pardon, și trebuie să fie 200, cred, nu? Să mor tu, 120. Bă, să facem de level 4 grutenia asta de XM8. Ha, mă, vreți să-l facem, de ce nu? Mai cumpărăm aici 450. Open, open. Și cred că o să mai trebuiască mai mult ca sigur, da. Ne mai trebuie să mor tot așa de mult. Mai trebuie 330 de gemuri. Bă, o să cumpăr direct item-ul. O să cumpărăm fulgile astea, 330 de gemuri. Dar de ce nu poți să dau max? Hai că max dacă e să mor tu. Dăm aici 33. Nu avem niciun discount din păcate. Dar na, a rămas cu 1000 de diamante. Mă, băieții, s-au dus 6000 și ceva. Dar cam asta a fost treaba și videoclipul. Dăm aici frumos un upgrade. Bă, chiar îmi pare rău că am luat XM8-ul ăsta. Dar încă o dată sunt YouTuber și trebuie să-l am, da? Și cam asta a fost treaba. L-am făcut level 4. Bă, vreau să văd emote-ul. Ok, deci asta abia am mâna. Bă, nu e cine știe ce emote, e mai fănuțul ăsta de la Cobra, dar... na, sper că v-a plăcut videoclipul, băieții, încă o dată și pentru cei ce mă vedeți pe TikTok, aveți link de la Instagram-ul meu în bio, cât și de la YouTube, Alex, Mocrix pe ecran. Eu am fost Alex, mă, băieții, au mai rămas 1000 și ceva de diamante și cred că o să filmez un videoclip de tipul Roata Provocărilor, ca să dăm și un gift-ul ăsta la abonați. Bă, aș putea să iau PS-ul, dar... Na, mai bine țin așa. Sper că v-a plăcut încă o dată. Eu am fost Alex și ca de obicei, noi ne revedem data viitoare. V-am pupat.